Salut, prieten! Bine ați venit la un episod foarte interesant aici pe canalul Grădina pentru Toți. Astăzi o să vorbim despre cum să salvăm și cum să înmulțim dalile. În această perioadă ca grădinar trebuie să ne pregătim încet pentru sezonul următor. Trebuie să ne gândim la un sistem ideal pentru a susține plantele noastre, în așa fel încât la anul să avem un randament maxim. Noi săpăm, semănăm, plantăm, udăm și îngrijim. Dar toată munca noastră ar fi în zadar în grădină dacă n-am primit și un ajutor. Avem nevoie de ajutorul albinelor, bondarilor și a altor polenizatori pentru a avea succes în grădinărit. Pentru a avea rod, noi trebuie să facilităm și să creăm mediul ideal pentru ca acești polenizatori să ne viziteze grădina. Pentru a crea acest mediu, eu folosesc dahlia, care este o plantă frumoasă, plină de flori și este irezistibilă pentru polenizatori. Haideți să vedem cum putem să salvăm și chiar să înmulțim această plantă minunată. Și ca temă importantă, este bine pentru toată lumea să rețină, este ceea ce a spus Einstein. Einstein a spus că dacă albinele nu ar mai fi, omenirea dispărea în 5 ani. Deci este foarte important să ne asigurăm că noi facilităm un mediu perfect pentru, sau cât mai bun, pentru aceste albine și toți polenizatorii. Uitați cum arată dalile noastre. Suntem pe sfârșit de noiembrie, clar ele au înghețat. Deja au fost câteva nopți cu temperaturi sub 0 grade și au înghețat. Așa că, ele, ca să fie salvate, trebuie să fie scoși tuberculii din pământ. Ele au sistem tubercular, la fel ca și cartofii, să zic. Scoatem acești tuberculi și o să vă arăt cum arată, cum îi depozităm și o să vă dau și câteva ponturi despre cum să îi plantăm la anul, în primăvară. Primul pas este să tăiem... Să zic eu așa, tulpina plantei, trunchiul plantei, fiindcă acesta este înghețat și nu mai este de folos. Îl tăiem tot jos, de la bază. Adică, de la bază, lăsăm, să zic eu, 2-3 cm de la pământ. De la pământ în sus. Nu, e bine să nu irosiți ce a rămas din această plantă. Aruncați pe grămadă de compost. Dacă aveți grămadă de compost, dacă nu, vă sugerez să faceți o grămadă de compost. Avem și un video despre cum se face un compost foarte bun. Vă sugerez să-l vizionați, o să las în descrierea acestui video linkul către videoul cu compostul. Al doilea pas este să scoatem tuberculii din pământ, săpăm cu grijă în jur. Să nu cumva să-i distrugem, să-i atingem cu sapa. Opa, așa. Săpăm cu grijă. În jur, prima dată, în jurul plantei. Așa. Aici avem tuberculii noștri. Scuturăm bine de pământ. Vedeți? Sunt mai mulți tuberculi. Trebuie să îi scoatem și să-i curățăm de pământ. Și ce e foarte, foarte interesant, că tu pui un tubercul în pământ și în toamnă ai câți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oricum, cam 10 tuberculi pe care o să poți să-i pui separat în grădină la anul. Acum să vă spun sincer, eu n-am pus chiar unul, am pus tot timpul doi sau mai mulți ca să fiu sigur de prindere, să zic așa. Ok, se curăță bine planta de pământ, de extra pământ,
e important să rămână și tijele și tulpina. Se conservă mai bine peste iarnă, de-aia am zis 2-3 cm deasupra pământului să o tăiați și să scoateți așa cu grijă tuberculii din pământ. După ce am scos această rădăcină de dalie din pământ, urmează să o depozităm. Deci regulă, nu aveți voie să o despărțiți, să despărțiți încă tuberculii. Așa cum a scos-o din pământ, cu tije, cu tot, împreună, se păstrează pentru a fi plantată în primăvară. Ideea este să o să o puneți pentru depozitare într-o cutie de carton sau într-o lădiță, dar împachetată în ziar sau alt material uscat. Trebuie să stea în material uscat. Eu o să pun într-o cutie de carton și condițiile de păstrare trebuie să fie peste 5 grade, deci între 5 și 10 grade ideal. Nu e voie să fie mai puțin, fiindcă n-o să-i fie bine. Eu o să o pun în pivniță, o să pun în pivniță acolo, am undeva la 10 grade, nu mai mult, nu mai puțin, o temperatură constantă. Ce e important de reținut, cum spuneam, la anul, luați unul sau mai mulți tuberculi, puneți-i în pământ, ideal să fie lângă straturile dumneavoastră de culturi, de plante care au nevoie de polenizare, să fie în proximitatea lor. Puteți să le puneți foarte aproape de ardei, de dovlecei, de dovleci, de chiar și roșii. În așa fel o să fie atrași acei polenizatori benefici pentru culturile dumneavoastră. Cam aceasta a fost pentru ziua de astăzi. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, vă rog să vă abonați. Foarte important, dacă vă abonați și susțineți canalul meu, apăsați și clopoțelul de notificări. În acest fel veți putea urmări fiecare video pe care îl voi scoate eu. Veți fi anunțați de către YouTube. Și vă rog să distribuiți și prietenilor dumneavoastră dacă considerați că este un material util și de vizionat. Mulțumesc foarte mult, până data viitoare vă salut! Pa!